Ada Stavropoleos din București, care o bună perioadă de timp s-a numit și Strada Poștei, leagă centrul vechi de Calea Victoriei și este indicată în majoritatea ghidurilor turistice. Este o stradă mică, lungă de vreo 200 de metri, dar încărcată de istorie. Aici se află frumoasa biserică ortodoxă Stavropoleos, construită în stil brâncovenesc în anul 1724 de Ioanichie, mitropolit de Stavropoleos. Arhimandritul Ioanichie a venit în țara românească din Grecia. El a ridicat aici un han cu două niveluri care susținea economic mănăstirea Stavropoleos, din care astăzi a mai rămas doar biserica. Tot pe această stradă se afla și una dintre cele mai vechi și căutate berării ale Bucureștiului, Carul cu Bere. Piatra de temelie a celebrului local a fost pusă în anul 1879 de către trei transilvaneni din Mediaș, frații Mircea, Victor, Ignat și Nicolae, care au introdus pentru prima oară consumul berii la noi. Când a fost ridicată, clădirea Carul cu Bere avea un stil arhitectural original pentru acea vreme. Este construită în stil neogotic, cu parterul boltit, bogat decorat cu picturi, vitralii, mozaicuri și lambriuri sculptate. Pentru cine nu știe, pe firmă era reprezentat un car încărcat cu butoaie cu bere tras de doi cai. Carul cu bere era plin ochi și ziua și noaptea. Printre personalitățile care frecventau localul se aflau George Coșbuc, Badea Gheorghe pentru prietenii de halbă, Caragiale, însoțit de nelipsitul său amic, actorul Iancu Brezeanu, Octavian Goga și alții. Trebuie să-l amintim și pe ziaristul Constantin Bacalbașa, unul dintre mușterii nelipsiți ai localului, cel care a scris și un celebru tratat de gastronomie. Un gurmand recunoscut, Bacalbașa încerca mereu cele mai sofisticate feluri de mâncare, însă, pentru el, micii și berea erau sarea și piperul vieții. Pentru cei care au timp de plimbare prin București, merită să ia la pas și centrul istoric al capitalei. Pe strada Stavropoleos, arta și istoria iscodesc privirea și sufletul trecătorilor, care, în doar câțiva pași, se vor trezi în plină Calea a Victoriei, adică pe vechiul pod al Mogoșoaiei, unde se arată ochilor noștri minunatul Palat Cec, o altă clădire fascinantă, ridicată pe la finalul anilor 1800, un veritabil monument istoric.